ce supărat e Titi, ce față are, cântă veche, care e plăcit atât. Toți vintele pasurghe este mici, în unul după altul. Bă, dar merită, mă, oricum e frumos. Dragii mei, noi suntem bine. N-am apucat să postez tare mult, e că am venit aici să ne distrăm, dar oi posta când a fi vreme. Și asta am vrut să zic, măcar atâta, bă, merită. Deci venit așa cu mașina, am făcut o alegere perfectă. Inițial am vrut să venim cu avionul. Am găsit la 700 de euro cel mai ieftin. Pentru o săptămână dus întors. Și am zis, bă, păi mai bine merem cu mașina. Că tot acolo ești, cred că cu drumul mă refer. Poate nici 350 de euro nu cheltuim până în Calamat, 1800 de kilometri, cum ar veni. Dar în timpul ăla tu te mai oprești, mai vizitezi, cum intri în Grecia. Noi așa cel puțin am făcut și facem în continuare. No, și cum am socotit noi să zic 700 de euro în loc de avion, să cheltui cu mașina pe drum dus întors, numai avion au mai plăți, autostradă, vinietă, Bulgaria, pe România, bla bla bla, motorină, merită mult mai bine în banii aia să vii cu mașina. Și așa e, te oprești unde vrei tu, faci ce vrei tu, mergi, vizitezi, te plimbi, mănânci unde vrei. Nu e așa? Da. Când am fost amus 4 ani cu avionul, no, am ajuns în Atena și acolo vii după noi. Dar cum să zic, e fain așa, no, dar uite, așa e cel mai, băi, bestial, mă, așa e. Noi atâta ne tărâiem, noi zici că suntem în 10 persoane, nu îmi dau. S-a pornit lale cu bolec în Grecia, așa e. E foarte fain. Deci, dragii mei, lăsați că o-i posta când v-am zis, când o să am vreme, o să vă postez niște videouri. Numai să prind ocazie, că am uia tot, merem și ne oprim și vechei și la la la, dar e fain. Ai parte de priveliști tare faine, bă, câți măslini. Vezi din avion, nu vezi tu atâtea cât ce vezi din mașină. Dar e foarte fain și stațiunile și tot, Dumnezeu. Autostrăzi, mai de cum am intrat în Grecia, numai autostrăzi. Nu mi-am imaginat, sincer. Am crezut altceva, dar e wow. Frumos, curat, lume civilizată, super, super fain. Așa e, bărbat. Da, câinii aia doi, cum a fost? Da, i-am gândit că au ăștia câini de aici, de vagabonzi. Eu m-am chimodiz, mă, să nu sare să ne muște. Obișnuiți cu câinii de la noi, de la rămâi. Dar bă, atâta de blânzi și câinii ce și pretinoși, cum o vită, mi-o sări la pticiaure. Dar foarte fain, așa e. Toată lumea e bună aici și-mi place că toți vorbesc engleză. O să mai vreau să venim cu mașina și la anul, pornim în aventură. Le-au lăsat Dumnezeu la ăștia măslini pe tăți munți aici, pe tăți dealurile astea, uite-te tu cât vrei, uite-te tu. Plin, 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 tăți dealurile cele tăți munță. Foarte darnic o fă, Doamne, Doamne, cu voi, dar meritați că sunteți oameni faci. Ia căsuță de este. Plin de ele. Și ca să vă ies cu lucră, Dumnezeu, ieri când am filmat așa prin oraș în Tesaloniki, acolo am trecut pe lângă două biserici, o să vi le arăt și în filmatură, să le vedeți. Și am zis în gândul meu, ba, așa mi-ar plăcea să intru într-o biserică din asta la Grecia, să văd cum e, să vorbesc cu Doamne, Doamne, să mă rog acolo. Și aseară am avut posibilitatea, ați văzut? Deci așa m-a dus Dumnezeu, hăptă, zis, Titi, zice, tu, dar cum de-ai ales tu locul ăsta să venim aici? Păi zic, mă, m-am uitat pe hartă, am văzut, hai, merem aici. Dar uite de ce au vrut Dumnezeu să mă duc acolo, să intru casa lui, așa m-am bucurat. Da, vă țucăm!